Bun găsit, Moldova, este ora 16 și, ca de fiecare dată de luni până vineri la ora 16, ne întâlnim aici la regiunea în obiectiv pe TVR Iași. Dacă am început săptămâna împreună, haideți să o și închem împreună și eu vă propun să o închem cu zâmbetul pe buze, pentru că și subiectele de astăzi sunt subiecte care să vă bucure, sunt subiecte care să vă invite la evenimentele ce au loc și vor avea loc în această perioadă aici în Iași. Nu înainte de toate, nu înainte de a intra în sumar, trebuie să amintim de faptul că astăzi e o zi importantă. 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației, așadar spunem la mulți ani elevilor, dar și profesorilor. Confucius spunea în felul următor că natura ne aseamănă, însă educația ne deosebește. Și am și un elev pentru, am și un mesaj pentru voi, dragi elevi, să vă gândiți la școală în momentele în care poate sunteți plictisiți sau poate nu vreți să mai mergeți la ore, să vă gândiți că e pur și simplu o etapă din ceea ce v-ați propus voi să deveniți. Dacă vreți să deveniți piloți, atunci mergeți la școală și după care mai vedeți voi. Poate vă răzgândiți sau nu. Haideți să intrăm și în sumarul ediției. Cum vă spuneam, vorbim de evenimente importante, fie că e vorba de Noaptea Albă a Galeriilor, care are loc în această noapte aici în Iași și în mai multe orașe din țară, fie că vorbim și despre Rock în Iași, da, care mai puțin și va începe, mai exact, mai pe final de lună, fie că vorbim despre ce ne doare cel mai tare și mai tare pe noi moldovenii, faptul că nu avem autostradă. Toate la timpul lor, haideți să începem informați. Mergem la Steliana Oroșanu să vedem ce ne pregătește pentru telejurnalul de la ora 18. Salutare! Bună ziua, Anca, bun găsit doamnelor și domnilor. Sâmbătă și duminică cetățenii sunt așteptați la urne să aleagă dacă în Constituție familia ar trebui definită explicit ca fiind formată dintr-un bărbat și o femeie sau dacă această modificare nu este necesară. România cu drept de vot par să se fi lămurit, însă dacă participă sau boicotează referendumul din acest sfârșit de săptămână. Pe site-ul prefecturii Iași au fost publicată lista secțiilor de votare. În total sunt 735 de secții, 241 dintre acestea doar în municipiul Iași. Pe buletinul de vot de la referendumul din 6-7 octombrie 2018 va fi înscrisă următoarea întrebare. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament? Votând da, cetățenii își vor da acordul pentru modificarea articolului 48 aliniatul 1, adică schimbarea termenului de soț cu sintagma un bărbat și o femeie. Aceasta este singura modificare care se produce prin alegerea acestei opțiuni. Votând nu, vă exprimați dezacordul pentru modificarea legii de mai sus. Astfel, termenul de soț nu va fi înlocuit cu sintagma un bărbat și o femeie. În acest proces electoral n-au fost întâmpinate probleme deosebite, acele inerente înlocuiri, dar s-au finalizat. Pe raza județului Iași chiar nu am avut așa o avalanjă de înlocuiri cum s-a vehiculat sau cum a fost în alte județe. Dar câte solicitări de înlocuire au? Păi într-o primă fază 100 și apoi încă 69. Ieșenii par să fie lămuriți în privința referendumului din acest sfârșit de săptămână. Am înțeles exact scopul organizării acestui referendum. Ați avut de unde să vă informați? Normal. De unde? De la televizor, din presă, de pe internet. Nu ne-am lămurit nici cum, că n-aveam nevoie de lămurire. Nu e ok să se cheltuie atât de mulți bani pentru ceva ce nu trebuia luat în discuție și ce nu trebuia să capete așa multă amploare. S-a făcut fum și a ieșit un foc de la nimic. După cum am înțeles eu, este bine să mergem la vot, să fim informați cu toții. Trebuie să participăm la tot ce aparține de familie, de orașul nostru, de toate astea. De unde v-ați informat? Am auzit, doamne, toată lumea a auzit de referendumul ăsta. Din ziare, de la TV? Și de la TV în principal. Deci veți participa la vot sau nu? Da, bine, normal, normal. Și eu și prietenii mei.
Românii care doresc să participe la referendum pot vota la secția la care sunt arondați conform listelor electorale permanente. Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris pe lista electorală, poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare pe baza actului de identitate sau adeverinței care ține loc de act de identitate. Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. În doar câteva zile încep sărbătorile Iașului. Municipalitatea așteaptă și anul acesta mii de pelerini. Manifestarea religioasă va începe pe 11 octombrie de la 6:30 dimineața, când va avea loc o procesiune cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Doar în prima zi vor sosi 187 de autocare cu oameni din toate colțurile țării, care se vor așeza la rând pentru a se închina. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat astăzi într-o conferință de presă că a fost stabilit un plan de măsuri pentru gestionarea fluxului de autoturisme. Mai multe locuri de parcare au fost pregătite deja pentru autovehiculele care vor sosi organizat săptămâna viitoare. În același timp, persoanele care vor veni din afara orașului vor fi direcționate să-și lase mașinile în parcările de la intrarea în oraș pentru a nu supraaglomera centrul și vor fi încurajate să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun. Pe 12 octombrie va avea loc pelerinajul Calea Sfinților, iar pe 14 octombrie credincioșii sunt invitați la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de masa pelerinilor. Anul acesta, pentru sărbătorile Iașului, a fost alocat un buget de 930.000 de lei. Vom gestiona altfel și parcarea din fața teatrului, din fața Palatului Culturii. În sensul că o vom ține închisă în cea mai mare parte a ei pentru a putea permite celor care doresc să viziteze și Palatul Culturii să intre acolo fără mașină, fără să se împiedice de ghemotoace de mașini, astfel încât să-și poată satisface și dorința de a face și cultură, nu numai cult, în municipiul Iași pe perioada vizitei pe care o vor avea. Și, desigur, pentru ieșeni, îndemnul de a lăsa mașina acasă, se pot bucura de sărbătorile Iașului și într-o plimbare pe jos. Sau cu transportul public, sigur că da, pentru cei dori, care sunt doritori. Fotbaliștii ieșeni vor să spargă ghinionul în întâlnirile cu viitorul și să obțină prima victorie împotriva echipei lui Hagi de la venirea antrenorului Stoican în Copou. Poli are absențe importante. Sin și Ceaca sunt suspendați, la fel și managerul oaspeților, Gheorghe Hagi, care va urmări jocul din tribuna. Pe lângă Sin și Ceaca, antrenorul Stoican nu se poate baza pe Mihalache și Bădic, fotbaliști care, deși și-au revenit după accidentări, nu sunt pregătiți fizic. Tehnicianul crede totuși că echipa sa are destule aturi pentru a învinge pe viitorul. Jucăm bine pe teren propriu, punem probleme oricărui adversar și de aceea spun că avem aturile noastre. Chiar dacă am pierdut în ultimele minute la Mediaș, cred eu că putem scoate un rezultat bun. Acasă suntem o echipă greu de bătut, avem în spate un public care ne încurajează, avem jucători care își doresc foarte mult să obținem performanța de anul trecut sau chiar mai mult decât anul trecut. Una peste alta este o partidă grea, dar sper să o tratăm în favoarea noastră și să ne bucurăm după meci. Elevii lui Stoican cred că Poli poate depăși performanța de anul trecut. Fundașul Cosmin Frăsinescu, singurul ieșean prezent pe teren în toate minutele din acest sezon, consideră că echipa nu a atins încă nivelul maxim de exprimare. Potențial există mult mai mult, iar dacă conștientizăm chestia asta, cred că putem să facem o performanță poate mai bună decât anul trecut. Anul trecut, știți că am mai vorbit, am mai discutat despre chestia asta, mulți nu ne dădeau nicio șansă în play-off, iar la sfârșit, până la urmă, ne-am calificat. Anul ăsta, cred că dacă vom repeta aceeași performanță, putem să facem mai mult decât anul trecut. Am mai spus-o, cred că o singură dată, eu mă gândesc chiar și la o cupă europeană. Partida dintre Politehnica și Viitorul începe la ora 21 și va fi arbitrată de clujeanul Horațiu Feșnic.
Ne revedem în principalul jurnal al zilei de la ora 18 la TVR Iași. Anca, pregătește-te, îți dau pasa chiar acum. Mulțumesc, am primit-o. Și apropo de informația pe care ne-ați oferit-o voi la știri legate de sărbătorile Iașului, dragi oameni care doriți să ajungeți aici în Iași, trebuie să știți ce CFR Călătorii a anunțat astăzi că în perioada 11-15 octombrie pentru pasagerii care doresc să călătorească spre și dinspre Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport este suplimentată. Să nu vă faceți griji din acest punct de vedere. Să nu vă faceți griji nici atunci când vine vorba de premii, pentru că noi, TVR Iași, știm să fim alături de dumneavoastră și să vă mulțumim pentru fidelitate. Avem și astăzi două pachete de cărți pe care le puteți câștiga dacă ne sunați la numărul de telefon deja afișat pe micile ecrane. Este vorba despre Ion Vianu, Amor Intellectualis, Ion Vianu, Frumusețea va mântui lumea și alte eseuri pe care de altfel l-am avut invitat zilele trecute la noi aici în studio, și despre Eva Baronski, Mozart se trezește, și de asemenea o altă carte semnată de Ion Vianu, Arhiva Trădării și a Mâniei. Nu uitați nici de târgul de cărți și arte frumoase care se desfășoară în Iași până pe data de 7 octombrie, adică până duminică. E o bucurie să te plimbi printre cărți și să găsești volumul pe care ți-l dorai, poate în colecția ta și nu l-ai avut până în acest moment. Mergem mai departe și discutăm, așa cum vă spuneam încă de la început, despre o problemă care ne doare pe noi moldovenii, faptul că nu avem autostradă. Grupul civic împreună pentru A8 a obținut personalitate juridică și s-a transformat în Asociația Împreună pentru A8. Aflăm detalii despre obiective și despre ce urmează de acum încolo de la invitații noștri. Este vorba despre Ionel Apostol, președintele Asociației Împreună pentru A8, și Cătălin Urtoi, vicepreședintele Asociației Împreună pentru A8. Bună ziua, bine ați revenit. Ce mai faceți? Bună ziua, bine v-am găsit. Mai aproape microfonul. Mulțumim pentru invitație. Ce înseamnă că vorbim de o asociație în acest moment? Care sunt obiectivele? De fapt, ce s-a întâmplat? Acum mai multe luni în urmă, mai exact pe 1 iunie anul trecut, am început munca asta civică, din propria noastră inițiativă, am constatat că lucrurile nu merg grozav în mai multe domenii, dar în special în problema de infrastructură a Moldovei. Și atunci, împreună cu colegul Cătălin Urtoi, am început să avem acțiuni, să construim acțiuni prin care să arătăm decidenților că în Moldova este o problemă, că în Moldova este nevoie de infrastructură. Întâi ne-am gândit să facem acțiunile și abia mai târziu, după ce am făcut o serie largă de acțiuni, am decis să punem baza unei asociații care să aibă statut juridic și cu care să ne putem prezenta la anumite convorbiri, negocieri cu guvernul sau cu alte forme de conducere ale statului român. Asta înseamnă că se pot alătura și alți oameni care susțin aceeași cauză? Bineînțeles. Noi chiar am transmis acest lucru. Îi rugăm pe toți care au aceleași gânduri ca și noi să vină alături de noi, pentru că cu cât va fi presiunea civică mai mare, cu atât mai repede vom reuși să ne atingem scopurile, mai exact cele două autostrăzi care sunt foarte importante în Moldova, A8 și A7. Ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut? Și vă întreb așa direct, legat și de începutul de săptămână și de discursul președintelui Iohannis, care vede o necesitate autostrada Moldovei. Cum comentați? Și ce ați mai făcut între timp? Da, așa cum spuneați la început, că aveți o emisiune mai veselă astăzi. Da. Și noi avem așa o atitudine mai veselă oarecum, pentru că, uite, după un an și jumătate de când noi activăm în această zonă civică privind autostrada, iată că astăzi domnul Popa, președintele PSD Iași, ne-a înveselit așa puțin, fiind pentru prima dată când declară ceea ce noi o spunem de peste un an de zile. Iată că astăzi au ajuns și dânsii în sfârșit la concluzia că cele trei tronsoane pentru ale autostrăzii A8
pot fi realizate prin fonduri europene din acel program operațional de infrastructură mare 2014-2020. Iată că ne-a spus, am aflat și de la dumnealui, că în sfârșit, în trimestrul 4, vor fi lansate acele caiete de sarcini, acele caiete de sarcini pe care noi le știam cu mult timp înainte că vor fi lansate, că ar trebui să fie lansate și pe care, de fapt, le-am discutat foarte aprins acum câteva luni la CNAIR, împreună cu domnul director general Neaga. Deci, suntem bucuroși, nu? Că astăzi, în sfârșit, aflăm și noi din gura politicului că se vrea totuși această autostradă. Eu acum, în schimb, am să fiu și puțin sceptic, pentru că vrem să vedem și realizate din punct de vedere faptic. Asta vreau să vă zic și eu. Aș vrea să știu cine are datoria să scoată acest caiet. CNAIR-ul. CNAIR-ul are datoria să scoată aceste caiete. Deci nu președintele Consiliului Județean. Nu, nici într-un caz. Nu. Sperăm în continuare să nu mai avem un limbaj dublu în ceea ce privește infrastructura din Moldova. Pentru că până acum una ne se spunea la Ministerul Transporturilor, alta ne spunea directorul de la CNAIR, alte lucruri aflam aici. Din păcate s-au mai întâmplat și alte chestii. A fost numit un consilier pe lângă Ministrul Transporturilor, care este din Iași. Și noi am aflat relativ târziu, de fapt săptămâna trecută, că există acest consilier. Am avut deja o întâlnire cu dumnealui, nu știu ce să vă zic, dumnealui nu prea era în temă cu A8, dar sper ca până la urmă să reușim să colaborăm într-un anumit fel și să aflăm când el de la noi, când noi de la el, câte ceva. Eu vreau să intervin aici, eu sper ca să afle și Bucureștiul declarația de astăzi și să pună de comun acord ceea ce au declarat cei de la Iași astăzi, să fie de acord și Bucureștiul. Și totuși, ce speranțe avem ca ceea ce a declarat domnul Popa să fie și realizabil? Dacă până la 30 decembrie nu va avea loc licitația pentru... Nu, Ione. Sfârșit. Licitația nu va avea loc. Hai să finalizarea caietelor de sarcini. Până la 30 decembrie trebuie să scoată la licitație aceste caiete de sarcini. În așa fel, încât în februarie, martie anul viitor să aibă loc licitația, până în februarie anul viitor. Dacă se întâmplă lucrurile astea, e ok. Da. Dar vom vedea. Dacă nu se întâmplă, atunci probabil noi vor trebui să mai facem și alte acțiuni prin care să atragem atenția că ceva nu este în regulă, că suntem mințiți în continuare și atunci... Și până în decembrie, ce veți face? Veți aștepta? Nu. Până în decembrie mai avem o întâlnire foarte importantă, cred că este una din cele mai importante întâlniri pe care le avem, este cu președintele României la Cotroceni, unde vom merge până la sfârșitul lunii octombrie și îl vom ruga pe președinte să introducă în CSAT problema Moldovei. Problema Moldovei, pentru că aici, într-adevăr, se trăiesc niște drame din cauza lipsei locurilor de muncă. Oamenii își iau sacul în spate și pleacă din zona noastră. Există o depopulare rapidă. PIB-ul pe cap de locuitor este pe departe cel mai mic din țară și în acest caz este nevoie de o infuzie rapidă de capital, de infrastructură, pentru ca Moldova să ajute din urmă și celelalte zone istorice ale României. Deci e clar că în continuare veți acționa și nu așteptați. Nici într-un caz. Nici într-un caz. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Pentru mai multe detalii, pagina de Facebook stă la dispoziție tuturor celor care vor să afle Împreună pentru A8, de acum este asociație. Vă mulțumim și mult succes. Și noi vă mulțumim foarte mult. Și sperăm să ne mai vedem, dar și cu vești ceva mai bune. Sperăm.
Mergem mai departe. Nu ratați România 100 Iașul în arcul timpului, sâmbătă 6 octombrie de la ora 14 pe TVR3 și de la ora 17 pe TVR Iași. Invitații primei emisiuni din noul sezon sunt profesorul universitar dr. Sorin Liviu Damean, decanul Facultății de Istorie Universitatea Craiova și dr. Filip Lucian Iorga. Tema discuției este rolul Reginei Maria în Marele Război și la conferința de pace de la Paris. Haideți să vedem un fragment. Moderatorul emisiunii, profesorul universitar Gheorghe Iacob, și-a dat întâlnire la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași cu profesorul universitar Sorin Liviu Damean de la Universitatea din Craiova. O nouă ediție a emisiunii România 100, Iașul în arcul timpului. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune dedicată centenarului Marii Uniri. Suntem la Iași, primul ciclu s-a desfășurat la Muzeul Unirii, apoi la Palatul Culturii. Astăzi filmăm la Biblioteca Centrală Universitară, Fundația Ferdinand I Întregitorul. Cumva am schimbat și formatul emisiunii, începând de astăzi ne vom referi la făuritorii Marii Uniri. În celelalte emisiuni am mers oarecum etapizată, începând din Evul Mediu, până la realizarea și consolidarea Marii Uniri. Prima temă, nu întâmplător, se referă la monarhia și Marea Unire sau rolul monarhiei în realizarea Marii Uniri. Am invitat de la Craiova pe profesorul universitar, doctor habilitat Sorin Liviu Damean, acum și această habilitare se pune în titlu, care este decanul Facultății de Științe Sociale din Craiova, este absolvent de Iași, doctor la Iași, la Academicianul Platon și unul din cei mai buni specialiști în istoria monarhiei din România, mai ales din generația tânără, pentru că din cealaltă generație este profesorul Scurtu, profesorul Bulei și alți reputați istorici. Domnule profesor, într-o manieră didactică, deși am mai fost criticat pentru folosirea acestui termen, nu la televiziune sau nu de către colegii din televiziune, aș vrea să începem cu venirea lui Carol I în România și apoi să vedem care a fost rolul lui în pregătirea Marii Uniri, pentru că, să nu uităm, independența a fost un prim pas decisiv spre realizarea apoi a Marii Uniri. Sigur, venirea lui Carol I în România la 10 mai 1866 este momentul care inițiază un nou regim, regimul monarhiei constituționale. De ce un monarh de origine străină, de origine germană, cum era Carol de Hohenzollern-Sigmaringen? Pentru că românii s-au gândit că în felul acesta vor reuși nu numai să consolideze unirea care se înfăptuise în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, ci în imediata apropiere să obținem independența și, dacă era posibil, chiar unirea tuturor provinciilor românești care încă se mai aflau sub stăpânirea unor imperii străine, atât la răsărit cât și la apus. Să nu uităm, pentru iubitorii de istorie, că a fost și o conjunctură oarecum favorabilă. Carol I a fost sprijinit și de Napoleon al III-lea, el fiind înrudit și cu familia domnitoare din Franța și de către, evident, Bismarck. Cred că a contat foarte mult această legătură cu familia Bonaparte, iar Napoleon al III-lea, într-adevăr, s-a implicat. A fost cel care, până la urmă, a dat girul venirii lui Carol în România, pentru că prințul nu știa mai nimic despre principatele Unite. Avea 27 de ani. Era foarte tânăr, principala lui preocupare era cariera militară, deci nu a știut foarte multe lucruri despre principatele române, însă a sesizat din momentul în care i s-a oferit tronul că poziția geostrategică a principatelor este de așa natură încât viitorul nu putea să sune decât bine. România 100, Iașul în arcul timpului, mâine de la ora 14 pe TVR3 în premieră. Și știți că iubesc teatrul.
Unul dintre motivele pentru care iubesc teatrul e faptul că acolo vorbești de echipă și în televiziune la fel. Vorbești de o echipă, o echipă care stă în spatele tău și te susține atunci când ai nevoie. Duminică 7 octombrie, de la ora 18, colectivul teatrului Mihai Eminescu din Botoșani așteaptă iubitorii de teatru la spectacolul caritabil Bocitoarele Vesele, comedie de succes în regia lui Alexandru Vasileache. Mai multe detalii ne oferă chiar acum prin telefon Traiana Petrei, directorul Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Bună ziua! Bună ziua, salut mâna, bună ziua! Da, despre ce da, e vorba? Vreau să ne explicați. Da, e un spectacol cu care venim în sprijinul unui coleg, Mihai Donțu, un actor, aș spune, cu o valoare cu totul deosebită, a făcut multe la viața lui, este tânăr, se află într-o anume dificultate cu sănătatea. A făcut foarte multe, dar a revenit mereu la teatru, a fost un slujitor devotat al scenei botoșenene, a crescut în pământurile din stânga Prutului, s-a școlit acolo și a venit în România pentru acuratețea limbii române, pentru tradițiile teatrului românesc. A venit aici, ajungând la performanța, mi s-a părut cu totul deosebită să subjuge, cu ghilimelele de rigoare, o sală de 500 de spectatori, doar el singur pe scenă, într-un spectacol cu totul și cu totul deosebit. El are o carieră iarăși impresionantă, în ciuda vârstei, și, repet, este un gest minunat din partea colegilor și a comunității botoșenene, care, iată, strânge din nou rândurile în jurul unui actor. Se petrece aceasta cu câteva momente înainte de o sărbătoare a Teatrului Botoșenean. Avem și noi în acest moment afișul acestui spectacol. Ce trebuie să facă cei care vor să ia parte și până la urmă să ajute? Să ajute, sigur, în primul rând trebuie să vină aici cu o urnă anume, fiecare va contribui în felul în care va putea, va socoti de cuvință că poate face acest lucru, repet, pentru a încerca, și noi suntem siguri că vom reuși, colegul nostru este deosebit de încrezător în revenirea lui pe scenă și supremul lucru pe care și-l dorește este tocmai acesta, revenirea pe scenă. Spuneam, publicul botoșenean îl cunoaște, îl iubește și vreau să cred că vor fi mulți spectatori la număr care vor veni duminică începând cu ora 18 în sala Casei de Cultură a Tineretului, da, la acest spectacol caritabil. Vă mulțumim foarte mult, reamintim duminică pe data de 7 octombrie de la ora 18 la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Vă așteptăm miercuri aici la Iași. Da, sigur, și acolo, după care joi și noi începem sărbătoarea de care aminteam 60 de ani, da, de teatru Mihai Eminescu, va împlini această frumoasă vârstă de când are aflăm mai multe detalii miercuri când vă așteptăm aici la noi în studio. Mulțumim și noi foarte mult și, așa cum spuneam, echipa să fie alături de actor, dar și dumneavoastră puteți face acest lucru duminică de la ora 18 la Teatrul Mihai Eminescu. Noi rămânem în zona artei pentru că discutăm despre un eveniment ce are loc în această seară în Iași. După FILIT, adică Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, după Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, în această seară are loc Noaptea Albă a Galeriilor, un eveniment care are în centru arta vizuală, dar și arta plastică. Mai multe informații ne poate oferi George Pleșu, organizator. Bună ziua și bine ai revenit, George! Bună ziua și vouă și telespectatorilor. Mă bucur că m-ați invitat. Noaptea Albă a Galeriilor a ajuns în Iași, cel puțin, la cea de-a treia ediție. Spun bine? Așa este. Este un eveniment național, adică noi nu ne-am gândit să ne suprapunem peste FILIT și peste Festivalul de Teatru pentru Tineret, însă e un eveniment care se întâmplă simultan în 13 orașe din țară. Din păcate, Iașiul este singurul din toată zona Moldovei, unde, mă rog, organizăm Noaptea Albă a Galeriilor. Și poate pentru a marca această suprapunere, între ghilimele, am organizat anul acesta un eveniment special
mai precis în cam o oră și jumătate, da, din Piața Unirii din Iași, din fața casei Filit, va pleca o cursă specială pe care am contractat-o la Societatea de Transport Comun din Iași, care va merge întâi la Teatrul Luceafăru și apoi la Borderline Art Space, una din galeriile participante în cadrul nopții albe galeriilor, unde artistul de acolo va face și un performance pentru cei prezenți, urmând ca la ora 17, adică 19, adică 7 seara, să se întoarcă la Galeria Victoria, unde vom da startul ediției din acest an a Nopții Albe a Galeriilor din Iași. Da, sună bine, însă eu te-aș întreba de câte nopți albe are nevoie un organizator pentru un astfel de eveniment, pentru Noaptea Albă a Galeriilor. Da, e o întrebare la care bănuiesc că cei care se uită la televizor pot răspunde uitându-se la ce e sub ochii mei, dar nu nimic din ce se face foarte ușor, probabil nu iese așa de bine cum ne-am dorit. Așa că împreună cu cei peste 130 de voluntari și cu o mică echipă inimoasă, care este deja alături de mine de la prima ediție, reușim, sper și anul acesta, să creăm niște trasee culturale cel puțin interesantă pentru iubitorii artei. Apropo de trasee, poate să adaug că anul acesta vom da startul unui treasure hunt. În loc, da, de treasure hunt, noi am spus gallery hunt, în sensul că vom avea 8 stickere corespunzătoare fiecărui din cele 8 spații care vor prezenta expoziții, celor 8 galerii, pentru că avem mai multe spații. Pe lângă galerii mai avem 4 locații cu numeroase ateliere de artist, mai avem un hub creativ, Hubrica, sunt încă 2 expoziții la Casa Filit, dar pentru cele 8 galerii, marcate pe harta pe care noi, și da, dacă se poate arăta, ar fi extraordinar. Oricum, e o probabilitate foarte, foarte mare ca mulți dintre cei care se uită să o vadă deja, pentru că noi am distribuit-o în peste 15.000 de exemplare. De exemplu, toți studenții care sunt acum boboci la Universitatea Cuza au primit câte un exemplar al acestei hărți. Deci în zona de jos, da, marcată cu albastru, toate cele 8 galerii vor avea câte un sticker, mă rog, customizat, personalizat pentru fiecare galerie, și dacă persoanele care vor lua cartonul pe care se află toate aceste 8 semne vor reuși să strângă aceste 8 stickere, sunt invitați să meargă cu ele înapoi pe strada Lăpușnanu la Galeria Tonița, unde vom avea 10 tricouri pregătite pentru primii 10 iubitori al artei care vor parcurge acest traseu complet al galeriilor. Primii 10, dar ultimii? Ce primesc? Ce primesc ultimii vor primi satisfacția că au reușit să parcurgă numeroase expoziții inedite cu tot felul de medii, deci nu numai pictură, sculptură, medii tradiționale, avem artă video și la Tonița și la galeria aparte, avem fotografie, instalații, deci inclusiv 2 expoziții care exploatează între ghilimele în sens pozitiv arhive legate de comunism la Hubrica, la una din galeriile Meru. Deci sunt expoziții diverse pentru gusturi diverse, dar toate au o anumită calitate, că de aceea fac parte din Noaptea Albă a Galeriilor, așa că chiar dacă nu vor primi câte un tricou, mă cer, vor primi spectacolul creat de anul trecut am avut în total, da, peste 16.000 de vizite în spații. Sper ca anul acesta să fim la fel, dacă nu mai bine. Da, programul de vizitare, așa cum spuneai și tu, începe de la ora 18 până la ora... De la ora 19, de la ora 18 pleacă doar acest autobuz, care e o cursă specială, e o avanpremieră. Programul de vizitare de la ora 7 seara până la ora 1 noaptea. E important de menționat. Alte detalii găsiți inclusiv pe Noaptea Albă a Galeriilor Iași. Pe pagina de Facebook Noaptea Albă a Galeriilor din Iași sau avem site-ul la nivel național noaptagaleriilor.ro
Și mai avem o aplicație, tot la nivel național, disponibilă și pe App Store și pe Google Play, care poate fi downloadată și care poate ghida pe cei care vor să afle unde sunt aceste spații. Dacă nu, repet, avem peste 130 de voluntari care vor fi foarte bucuroși să participe la acest eveniment. Mulțumim foarte mult, George, pentru informații și mult succes în această seară. Să fie o altă ediție reușită pentru ea și să existe și următoarea. Mulțumim și ne vedem măcar pe străzi. Da, în această seară e noapte albă a galeriilor, vă reamintesc. Dacă vă treziți cu noaptea în cap, puteți urmări o nouă ediție Viața la Țară, spune noaptea, cu noaptea în cap, cu ghilimelele de rigoare pentru weekend, mai ales ora 7 dimineața. Puteți urmări o nouă ediție Viața la Țară, Pălțați, comuna în care oamenii muncesc în străinătate și investesc acasă. Realizator Marga Andreescu, vă reamintesc mâine pe TVR3 de la ora 7. Bun găsit! Ne aflăm la 37 de kilometri de municipiul Iași, în comuna Bălțați, un loc cu oameni gospodari care însă nu au cunoscut celebritatea. Pentru început, vă propunem să ne oprim la primărie. Complicată povestea mea, dar probabil că istoria se repetă. Acum poate 150 de ani, bunicul meu, pe care tot Ștefane Vasile îl chema, a fost și el primar, o perioadă scurtă, cei drept, când satele Valeolor și Gugea aparțineau de comuna Războieni, el a fost. Acum nu știu dacă e o lege scrisă sau nescrisă, dar probabil că istoria se repetă. Am ajuns primar dintr-o supărare. Cineva care era primar aici, într-o discuție mai amicală, a făcut o afirmație că eu n-aș putea ajunge niciodată, probabil că nu am pregătirea necesară să fiu mai elegant așa, sau nu o să pot face față. Și, mă rog, a fost o ambiție de moment, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și iată, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt la al treilea mandat, am trecut de 10 ani, am realizări frumoase în comuna Bălțați, zic eu că respect și eu oamenii și oamenii mă respectă pe mine, pentru că altfel n-aș fi aici. Bănuiesc că lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere. Un om n-are cum să meargă în continuare cu administrația locală dacă oamenii nu-l aleg. Cum a fost primul dumneavoastră proiect în calitate de primar pe care a trebuit să-l supravegheați? Nu a fost o noutate așa deosebită. Înainte de a veni în calitate de primar la comuna Bălțați, eu am lucrat 6 ani de zile în primăria orașului Târgu Frumos, în compartimentul impozite și taxe, și un minim de cunoștință despre administrația publică am avut. M-au ajutat foarte mult acei ani. Am venit și drept către primăria Bălțați cu o idee foarte clară. Vreau să arăt oamenilor că se poate face administrație corectă, cinstită, se pot face lucruri bune, fără să fii nevoie să dai ceva, să primești ceva, să prosperi, să te încheaburești. Vreau doar să vin la servici, să-mi fac serviciu, să plec acasă, să primesc salariu pentru lucrul ăsta și mă mulțumesc cu atâta. Cred că am demonstrat lucrul ăsta după atâția ani de zile, am avut și multe reclamații, s-au clasat toate, nu s-a întâmplat nimica și cred că am și realizări frumoase care se văd astăzi în comună. Bălțați, o comună din Câmpia Jijiei, situată în centrul județului Iași, formată din satele Bălțați, Cotârgaci, Filiași, Mădârjești, Podișu, Sârca și Valea Oilor. Conform recensământului din 2011, în localitate trăiesc aproape 5.000 de locuitori. Încă din 1925, anuarul Socec consemnează apariția Bălțațiului în plasa Cârligătura a județului Iași, având 1.183 de locuitori. În 1931, comuna a fost desființată administrativ și satele au fost incluse în localitatea Lungani. După al doilea război mondial, în 1950, comuna a fost iarăși reînființată și transferată în raionul Târgu Frumos. În 1968, Bălțațiul a reintrat în componența județului Iași.
Piața la Țară, mâine de la ora 7, dis de dimineață pe TVR3, în premieră. Trebuie să-i mulțumim domnului Andrei Crâșmariu din Suceava. Pachetul, unul dintre pachetele de cărți pe care le-am oferit astăzi, va ajunge la dumnealui. În continuare discutăm despre muzica rock, pentru că aici în Iași se pregătește un festival, a ajuns deja la cea de-a 11-a ediție, este vorba despre rock în Iași, însă înainte de toate vă propun să urmărim un fragment cu Janis Joplin, pentru că ieri s-au împlinit 48 de ani de când a plecat dintre noi. What else can you do? Ce voce și ce prezență! Nu-i așa, Adrian Căliman? Da, într-adevăr, voce, o prezență. Ce să spun, acum, chiar acum mă gândeam că se spune că artiștii talentați mor la 27 de ani. A fost ea, la 27 a fost Jim Morrison, la 27 a mai fost și altul, mi se pare că și Kurt Cobain tot la 27. Da. Deci, dacă e mare artist la 27 de ani. Și făcând analogia în Amy Whitehouse, și teatru, de asemenea, putem spune același lucru. Da, eu mă bucur că nu sunt actor. Talentat. În sensul ăsta, da, da, da. Noi ne bucurăm că încă ești în viață și că faci lucruri frumoase pentru Iași, așa cum este rock în Iași. Și ajuns deja la ediția 11-a, spun bine, nici nu știu să spun dacă ediția, pentru că suntem în al 12-lea an de activitate. Am început în 2007, da. Suntem în 2018, deci al 12-lea an în care facem rock în Iași. Ce pot să spun, că este a 12-a ediție în DOR, dacă e să o luăm așa. Aha. Pentru că în fiecare an s-a ținut ediția în DOR, în octombrie, noiembrie sau decembrie. Edițiile open air au când au fost în funcție de bugete. Ce pot să spun despre ediția din anul acesta? Este un proiect de tineret finanțat de Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților din Iași și implementat de Asociația Culturală Moldavia, o asociație cu care colaborăm de ceva timp în implementarea unor evenimente culturale, gen cum este și Rock în Iași. După cum spuneam, este al 12-lea an. La fiecare ediție încercăm să promovăm educația, că tocmai azi, parcă 5, da? Azi e ziua educației. Programăm educația non-formală, în sensul în care încercăm să formăm tinerii în managementul evenimentelor. Acesta este și scopul acestui proiect, festivalul fiind doar un instrument în care aceștia își pot da, așa cum să spunem, licența în management de evenimente. Motiv pentru care s-a lansat și colo pentru voluntari, nu? Da, am lansat și colo pentru voluntari, deci sunt aproape 100 de voluntari înscriși. Trebuie săptămâna viitoare o să aibă loc preselecție, o să fie chemați la interviu. O să aibă loc la finalul săptămânii viitoare un scurt training pe management de eveniment, urmând ca până începe festivalul, fiecare din ei o să aibă anumite atribuții, anumite activități de făcut în cadrul acestui proiect. Păi, da, aici în prezentare era o întrebare interesantă. Ești dispus la efort fizic îndelungat? Ce ar trebui să facă voluntarii? Da, ce se întâmplă la Rock în Iași, activitatea voluntarilor începe undeva la 3-4 după amiaza, cel târziu, și în anumite situații se termină undeva pe la 3-4 dimineața. Aceasta presupune un efort psihic, în primul rând, să reziști la un astfel de efort, chiar dacă n-ai nimic de făcut, da. Obosești foarte... foarte tare, mai ales dacă nu ești obișnuit să faci aceste lucruri. De asemenea, sunt de mutat echipamente, de analizat, de intervenit în anumite situații, care presupune un efort fizic. Dacă trebuie să cari niște scaune sau niște mese, atunci este un efort fizic. Sunt într-adevăr unii tineri care spun din prima că am și răspunsuri că nu sunt dispus, atunci e clar că nu vor fi selectați. Dar, în general, tinerii care vor fi selectați la astfel de eveniment sunt studenții sau tinerii care nu sunt liceeni. Explicația este foarte simplă. Noi vineri organizăm deja festivalul, iar activitatea de duminică se termină undeva spre luni dimineață. Și atunci un licean, de exemplu, dacă ar fi selectat
în anumite activități, sigur nu s-ar duce luni la școală. Uh-huh. Pentru noi școala este pe primul loc, este primul mesaj care îl transmit voluntarilor. Școala este pe primul loc. Poate fac rost de scutire. Noi de nu la semnăm voi. Așa ceva. Noi nu semnăm așa ceva. O diplomă de voluntariat le dăm. Dacă profesorii le dau pe bază acestei diplome scurtiri la școală, este problema lor. Noi nu îi luăm de la școală și nu îi scurtim de la școală. Ce alte calități mai căutați la voluntari? Căutăm este festivalul care, eu spuneam și spun de foarte multe ori, că este cel mai mare team building organizat în Iași, din punctul meu de vedere, pentru studenți în special. Unii ar da mulți bani ca să devină voluntari, să facă parte exerciții de team building ce facem noi. Mai puțin la indoor, mai ales la open air, dar la indoor se întâmplă activități de lucru în echipă. Gândiți-vă că sunt undeva la 12 coordonatori de departamente. Fiecare din ei au în subordin un număr de voluntari. Sunt aproape 100 de voluntari plus tehnicieni și ce mai avem noi nevoie acolo. De asta spun că este un proiect destul de mare. Noi niciodată n-am încercat să dăm bani pe trupe foarte mari, nefiind un eveniment comercial. Ca și la celelalte ediții, încă nu ne-am hotărât dacă vom pune intrare pe bază de donații. La open air am strâns niște bănuți frumoși, aproape 20.000 de lei care au fost donați către Rădiana, una din voluntarele ROC în Iași. Ne bucurăm, am aflat că se simte din ce în ce mai bine, o așteptăm că noi va fi din nou la ROC în Iași ca voluntar, va activa, va fi alături de noi, cine vrea să o vină să o vadă, o aștept, îi așteptăm. Încă ne-am hotărât, repet, dacă va fi intrare pe bază de donație sau nu. Voluntarii învață foarte multe chestii, de la, în primul rând, se descoperă pe sine, este o dezvoltare personală. Vă spunem acum de limitele astea psihice și fizice, da. Unde poți să duci. De foarte multe ori, cum să spunem, gașcă, mediul în care te găsești la un moment dat, te ajută să treci peste aceste limite. Eu le spun de foarte multe ori, limitele sunt doar în mintea noastră. Genova, eu sunt fată, eu nu pot să car această masă. Nu este nicio problemă, nu o să car singură, dar cu altă fată sigur o pot să car. De asta spun că limitele sunt doar în mintea noastră, sunt supuși la anumite exerciții, unii cedează pe parcurs, alții abia așteaptă să vină următoarea ediție, unii plâng luni dimineața că s-a terminat festivalul și trebuie să ducă la școală. Sunt și fetele, așa cum menționai, sunt și fetele dornice să facă voluntariat, să facă parte din festival? Da, nu facem discriminare pe partea sexuală aici. Nu, sunt fete, sunt băieți, fetele într-adevăr sunt mult mai bune ca băieții la partea de hârtii, da. De exemplu, sunt foarte multe hârtii de completat, fiind un proiect la care trebuie să decontăm anumite sume, atunci trebuie să faci o grămadă de hârtii și fetele sunt foarte bune pe partea aceasta, mai ales că în general trupele sunt formate din băieți, ca să spun așa, și în momentul când o fată vorbește cu băiat, știi, trebuie să semnezi pentru dreptul de autor, pentru cazare, pentru masă, pentru că ți-am dat beige, pentru face că... ochii mari așa. Atunci fetele parcă... sunt foarte bune pe treaba aceasta. Băieți, într-adevăr, sunt pe partea de cărat, da, de amenajat scenele. Fetele sunt pe partea de PR, pe partea de presă, de asemenea avem și fete și băieți la partea de foto-video. Da. Deci sunt foarte multe domenii în care activează, fiind un eveniment, repet, pentru pe partea educațională. Toată lumea lucrează până la urmă pentru binele acestui festival. Când va fi? Vom începe pe data de 26, vineri, vom face din nou pe două scene, mai puțin vineri când va fi numai în scenă din Dublin, deoarece Filarmonica are spectacol în sala mare. Și fiind un contract în desfășurare, nu putem să ne băgăm, urmând ca sâmbătă și duminică să se cânte alternativ, când în sala Gaudeamus, când în sala Dublin. Începând cu ora 19 în fiecare seară. Și cine vine? Cine s-a anunțat până în acest moment? Încă nu i-am anunțat pe toți. Foarte mulți mă întrebau pe Facebook, dom'le, când i-anunțați, când i-anunțați? Aceasta este politica noastră de a anunța trupele treptat, chiar până în ultima zi înainte să înceapă festivalul avem de anunțat trupe. Ceea ce pot să spun este că vom avea un concurs, este vorba de ROC în Iași International Contest, vom avea 4 trupe din 4 țări, este vorba de Reshape for Hate din Galați, care reprezintă România, 1000 Faces, care reprezintă Moldova, Infadus, care reprezintă Georgia, și Alt End, care reprezintă Ucraina. Premiul pus în joc este de 1000 de euro. Este pentru prima dată când dăm bani așa mai mulți, ca să spun așa, pentru trupe no name. Dar considerăm că aceste trupe au nevoie de un suport și am vrut să dăm acești bani pentru ei. De asemenea, în capul de afiș al acestui festival va fi trupa Evil King din Italia. Da. Vom avea încă o trupă de show, ce este cea care va închide festivalul, o trupă din Ucraina, The
Hatonuneza, o să fie un nume de... Unde i-ai găsit? Cât am căutat. Este o trupă de show, e vorba o complicație și cu ska, cu balcane și cu metal, cu toate felul. E o trupă de dans, ca să spun așa. Vom avea de asemenea Sir of Pavdes în Grecia, Infected Siren din Cipru, Magnetic din Bulgaria, We Are Numbers din Brașov, parcă sunt din România, și altele care încă nu le-am anunțat, nici pe astea nu le-am anunțat, tot sunt premieră la voi, o parte din ele. Din Iași cine vine? Din Iași aici este o chestie mai complicată, toate trupele, foarte multe trupe și-au anunțat deja concerte pentru luna octombrie și noiembrie. Da. Și atunci nu prea pot să vină la Rock în Iași. Trupele din Iași, suntem în discuții cu ele să vedem exact cum facem, pentru că noi am promis că o să aducem cel puțin 3 trupe din Iași. Confirmarea lor o vom avea până luni și atunci luni o să le anunțăm. Deci noi cred că te mai așteptăm la noi să ne oferi detalii și despre... Cu mare drag, pentru că noi la Casa de Cultură nu facem numai... Sau să vină o fată de la PR care va fi voluntar. Ok, atunci data viitoare o să spun cu Gabi Rotaru să mă anunțe, trimite o fată de la PR. Uite, apropo, vine Metallica în România, ți-ai luat bilet? Vine și Bon Jovi în România. Da, și Guns N' Roses s-ar putea. Despre toate aceste detalii poate că vom discuta noi luni despre concertele anului 2019. Mulțumim foarte mult, Adrian, că ai fost la noi. Mulțumesc foarte mult. Este specificat că Metallica nu vine la Rock în Iași, dar poate să înțelegi. Nu, vine la București. Vine la București, oricum va fi anul următor, în 2019. Încă o dată mulțumim și mult succes. Mulțumesc și pentru invitație. Noi ne vedem și ne auzim de acum luni de la ora 16. Toate cele bune, să aveți un weekend cât mai plăcut.